Meteorologii anunță că vremea se răcește în toată țara, iar în unele zone va ninge. La munte și în regiunile nordice vor cădea lapovițe și ninsori, iar în celelalte regiuni vor predomina ploile. Valorile termice vor continua să scadă, astfel încât maximele vor fi cuprinse între minus 6 grade în nordul Moldovei și 10 grade în Oltenia, iar minimele în general între minus 10 și 0 grade. În Dobrogea și în Bărăgan, cerul rămâne acoperit de nori întreaga zi și mai vin câteva ploi slabe pe suprafețe restrânse. La munte și în Moldova vor predomina ninsorile. Izolat se va depune polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte. În nordul Moldovei și în Maramureș, temperaturile scad față de zilele trecute și sunt anunțate precipitații mixte și condiții de polei. Se răcește ușor și în ținuturile centrale, vor fi precipitații în aproape toată zona montană și de această dată vor predomina ninsorile. Vântul va continua să sufle cu putere pe creste. Meteorologii spun că de vineri vom avea parte și de ninsori în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile vor coborî până la minus 9 grade Celsius.